Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 27 ianuarie 2024. Ajutor de la Dumnezeu, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. Psalmul 91, versetul 11. În ce situație ar putea Dumnezeu să trimită un înger ca să-ți vină în ajutor? Să vedem împreună în Scriptură câteva ipostaze. 1. Când cei pe care îi iubești și în care ai încredere te dezamăgesc. Imaginează-ți cum s-a simțit Agar. De comun acord cu soția sa, Sara, Avraam a lăsat-o însărcinată pe Agar pentru a încerca să-l ajute pe Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. Apoi, când s-a născut Isaac un an mai târziu, a alungat-o pe Agar fără niciun ajutor pentru copil. Plângând și sigură că vor muri amândoi, Agar l-a lăsat pe fiul său Ismael sub un tufiș și s-a îndepărtat. Dar Dumnezeu a trimis un înger să-i spună că fiul ei este un copil din care se va naște un popor mare. Vezi Geneza 21, versetul 18. O a doua ipostază. Când te confrunți cu rușinea și nu te poți apăra. Maria a dorit să se căsătorească și apoi să devină mamă. Dar Dumnezeu a avut un plan diferit. Ea a fost supusă umilirii publice și, în același timp, potrivit legii, trebuia să fie ucisă. Dar Dumnezeu a trimis un înger ca să o dezvinovățească și să-i spună că ea se afla în centrul voii sale. Vezi Luca 1, versetele de la 34 la 38. Un alt caz când Domnul ar putea trimite un înger. Când jelești moartea cuiva drag și te temi pentru viitorul tău. Maria Magdalena l-a iubit pe Domnul Iisus mai mult decât viața, așa că atunci când El a murit și a fost îngropat, ea a fost profund îndurerată. Și atunci Dumnezeu a trimis un înger ca să o anunțe că nu este aici, a înviat. Matei 28, versetul 6. Biblia ne spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Evrei 13, versetul 2. Dacă nu ești atent, lumea, care este atât de cinică, te va face să te îndoiești de faptul că Dumnezeu te iubește atât de mult încât va trimite chiar un înger ca să te ajute. Dar lucrul acesta este adevărat.